Reglarea tensiunii arteriale și a nivelului de sânge din organism reprezintă unul din beneficiile consumului de ceai de urzică. Datorită conținutului mare de fier al plantei, ceaiul de urzică poate preveni unele afecțiuni ale inimii, precum și diabetul sau anemia. În cosmetică, ceaiul de urzică, în combinație cu oțetul, se poate folosi pentru tratarea scalpului, luptând împotriva mătreții sau a mâncărimii supărătoare la nivelul scalpului. Ceaiul de urzică este indicat pentru toate tipurile de păr. Se poate folosi pentru clătire după fiecare spălare, iar cu ajutorul acestuia părul va deveni mai fortifiat, revitalizat, strălucitor și de asemenea va preveni căderea părului. Ceaiul de urzică este unul dintre cele mai folositoare ceaiuri și eficiente leacuri pe care le avem. Urzica este cunoscută prin efectul benefic pe care îl are asupra organismului. Ceaiul de urzică vitaminizează și echilibrează sistemul de apărare al organismului, de aceea luptă împotriva stărilor de anemie sau astenie. Ceaiul de urzică poate fi folosit și pentru slăbit. Una dintre cele mai vechi diete pentru slăbit este cea cu ceai de urzică. Prin combinația chimică conținută de aceasta, tratează anemia și are rol detoxifiant. Se spune că ceaiul de urzică ne poate ajuta să slăbim 5-6 kg pe lună. Tot ceea ce trebuie să facem este să consumăm un litru de ceai zilnic. Ceaiul de urzică ne ajută de asemenea să eliminăm toxinele din corp și promovează un slăbit sănătos. De asemenea, această dietă este recomandată pentru persoanele care au un exces de apă în organism. Urzica vie este valoroasă în egală măsură ca planta medicinală sau comestibilă. Ceaiul de urzică vie este apreciat pentru faptul că nu își pierde din proprietăți și este un remediu dovedit pentru bolile de inimă și de rinichi, relatează allforromania.ro.